pentru că deja de Rădoi pare așa, din ce în ce mai mult că vorbim la trecut, vorbim de fostul selecționer Mirel Rădoi, pe cine puneați dumneavoastră dacă erați acum la federație? Nu știu, pe cine ați fi adus? Pe Pițurcă. Credeți că se mai bagă Pițurcă așa la termen lung, la, nu știu, să ia din nou o calificare? Doamne, dacă sta de vorbă cu el, pe Pițurcă. Pițurcă e încă tânăr. Tânăr și arată tânăr. Am văzut așa, l-a avut Ovidiu Ianițoaia invitat la emisiune și spunea că, într-adevăr, nu se mai bagă la echipe de club care n-au obiectiv, dar poate că Naționala, cu un obiectiv de calificare la turneu final, poate l-ar mai interesa, așa, dar nu fac știu dacă... Fac pariu pe cât vreți, că dacă ar pune pe Pițurcă, eu zic că la viitoare de cală, asta s-a terminat. Da, calificarea s-a terminat. Da, voiam să mă întreb, credeți că vine el? Deja să nu ne gândim dacă l-ar aduce cineva de la FRF, că pare acolo, nu știu, că trendul impus de Stoichiță și Burleanu e pe zona asta de antrenori tineri, abia retrași din postura asta de jucător. Dar credeți că el ar veni, ar mai lucra cu Burleanu? Părerea mea este că Stoichiță nu are nicio treabă asta, pentru că nu e vinovat. El a pus un antrenor care a avut succes la tineret și nu i-a ieșit, dar nu e el comandă acolo. Acolo sunt alții, plus forța politică care dirigează toate prostiile din federație. Și în afară de Pițurcă, asta ca să vă întreb și de al doilea nume de pe listă, dacă mai aveți o variantă? Păi, așa ar fi mulți. Lucești amândoi, Dan Petrescu, ar fi mulți antrenori buni, dar Ion Dănescu, o bătrân, și el tânăr chiar, dar care sunt liberi de contract și cu valoare mare. Totuși, Pițurcă a calificat trei echipe naționale, domnule, de trei ori echipa națională, una la tinere și două la seniori. Atunci, pe cine, Dumnezeu, să pui? Pui unul cu experiență. N-ai valoare la echipă, domnule, n-au valoare încă o dată în afară. Uitați-vă, singurul care joacă și joacă bine este Hagi și nici el nu e titular întotdeauna. Și să vă fim corect. Apropo de Yanis Hagi, vă mai întreb un lucru, poate mai mult așa, în spirit de glumă, dar cine știe, poate dumneavoastră aveți mai multă flair și presimțiți mai bine. Dacă a plecat acum Gerrard în Premier League la Aston Villa, îl ia după el și pe Yanis Hagi sau mai rămâne pe la Rangers? După meciul ăsta, când se uită oricine din lumea asta cum a jucat Hagi astăzi, părerea mea este că va fi curtat de multe echipe. Bun, mulțumesc! Jucător bun, a prins forță în picioare, are orientare, e jucător tehnic, jucător bun, jucător competitiv. Am înțeles, vă mai întreb tot așa în spirit de glumă, să închidem măcar mai pe amuzament, cu Liechtenstein ce facem? Că... Doamne, un meci egal ar fi bun, dar... Lasă-mă, n-ai vizionat, că Liechtenstein este ca o echipă de județ de la noi, nici de divizia ce Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu. Aia va fi un meci echilibrat atunci și cine e mai bun să câștige și cu Liechtenstein? Așa, să bage numai tineri de tot. Cel puțin să-i vedem cum joacă și acolo de la Constanța și încă și Dumnezeu. Probabil că va debuta, da, și Enes Ali, măcar atât. Mulțumesc mult, domnule Dragomir! Cu multă plăcere, să fii sănătos!